Bună dimineața tuturor! Suntem din nou aici să vă aducem aminte, nu cred că mai e nevoie, că la UVT Cultura este capitală. Deja sunteți obișnuiți cu această serie de evenimente și astăzi avem bucuria în această dimineață de octombrie să o avem alături de noi pe Delia Ungureanu. Delia Ungureanu ne-a fost alături într-o excepțională conferință ieri seara, o perspectivă asupra circulației ideilor în literatura mondială și cinematografie. A fost o conferință care cred că a deschis multe perspective asupra interdisciplinarității, asupra legăturii dintre discipline, asupra nevoii pe care o avem de definiri și redefinirea termenilor. Înainte să o chestionez pe Delia pe această temă, trebuie să vă spun că e un om cu totul deosebit, e un om care se află pentru prima dată la Timișoara și sperăm că nu pentru ultima dată. Delia este conferențiar la Universitatea din București, se ocupă în primul rând cu teoria literaturii, dar pe același subiect, în aceeași zonă care e o zonă extrem de ofertantă și despre acest lucru vom vorbi, ea se ocupă și de coordonarea unui faimos institut, The Institute of World Literature, care este afiliat Universității Harvard, lucrează cu David Damrosch, iar ca să vă dăm o perspectivă incitantă asupra ce se va întâmpla anul viitor, nu va fi doar organizator, ci va fi chiar și implicată în postură de prezentator și invitat în cadrul acestui institut, care în acest an se va desfășura la Harvard University. Delia, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această prezentare foarte generoasă. Cred că ăsta ar fi cuvântul de ordine pentru aceste ultime două zile. M-am simțit foarte generos primită și mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Mulțumesc! Noi ne bucurăm și, bineînțeles, aceste dialoguri se adresează comunității universitare, comunității UVT, care, desigur, include atât profesori cât și colegi, studenți și toți cei care ne mai sunt alături din lumea culturală, în primul rând, având în vedere că ne aflăm la Cultura este capitală. Prin urmare, am spus deja două lucruri, cred eu, destul de palpitante despre tine. Unu, că lucrezi în două medii destul de diferite, medii ce pot fi comparate și contrastate, să spunem, mediul românesc și mediul academic american. Și doi, că lucrezi cu niște concepte care se învârt în jurul unui termen care a fost pus la îndoială, să spunem, și anume acela de mondial, literatură mondială, cinematografie mondială și chiar institutul de care te ocupi se îndreaptă în această direcție. Deci te-aș ruga să ne spui în primul rând de ce literatură mondială, cinematografie mondială și care ar fi câștigurile, să spunem, unei perspective care le aduce la oaltă și în al doilea rând poate ne spui ceva despre cum e să lucrezi în ambele medii, mediul românesc și mediul american. Mulțumesc frumos, e mult, încerc să fiu cât mai concisă. Mă bucur că ai pus întrebarea cu privire la cum traducem acest termen. E o disciplină, de fapt, care are rădăcinile în Weltliteratura lui Goethe, epoca lui Herder, 1827. Goethe, în conversațiile cu Eckermann, vorbește despre o epocă ce urmează, spune el, formării literaturilor naționale și care ar corespunde construirii unei piețe mondiale, economice, care sigur ar naște un alt tip de produse. Și acest tip de produs ar fi, iată, Weltliteratur. Foarte interesantă este istoria de traducere a acestui termen. Prima dată el intră pe piața de limbă franceză, ziarul Le Globe, unde Goethe avea conexiuni, traduce termenul prin literatură occidentală ou européenne, ceea ce sigur că a fost deconstruit în ultimii 20 de ani în aceste studii de literatură mondială ca o formă imperialistă a francofoniei, desigur, lucru care poate fi cumva verificat chiar și recent, în anul 2007, un grup de 40 de scriitori de limbă franceză, dar din afara Franței, printre care Michel Lebrun, Alain Dugrand, Jean-Marie Le Clézio, iată și nobelizatul, care vorbesc despre necesitatea unei literaturi mond care să se opună, spun ei, acestei forme imperialiste care a fost, nu-i așa, francofonia.
în spațiul literar românesc. Însă termenul intră ca disciplină de studiu în 1948, atunci când Tudor Vianu, care s-a ocupat de reforma învățământului în 48, propune un curs de literatură comparată și universală. El era germanist, deci desigur că a avut această problemă, se vede în felul în care este formulat acest curs inaugural de literatură universală și comparată din 48, în sensul că el folosește în variație liberă literatură universală, literatură a lumii și literatură mondială. Și, sigur, Vianu e un tip deosebit de nuanțat și îți dai seama, citind stilistic vorbind, încotro s-a îndreptat opțiunea sa. A rămas universală pentru că în 1948 vorbim despre o reformă a învățământului care se află totuși în mod evident sub influența învățământului sovietic, desigur e 48, și această formă de Weltliteratur revine în forma aceasta de internaționism sovietic care se manifestă de fapt ca o nouă formă imperialistă prin această reprezentare universală și care are rădăcini și în manifestul comunist al lui Marx și Engels, unde apare exact același termen de Weltliteratur. Și putem aici să ne gândim la Institutul pentru Literatură Universală Maxim Gorki, care sigur a făcut foarte mult pentru traducere și asta se vede și în spațiul literar românesc, pentru că avem, este cea mai prolifică perioadă pentru traducere, acest lucru e știut. Și cumva opțiunea mea personală este pentru literatură mondială, tocmai pentru că cealaltă variantă care poate ar părea mai firească lingvistic, literatura lumii, pune probleme dacă vii dintr-o perspectivă de deconstructivism postcolonial, pune problema a cui lume, care lume, și se intră pe o problemă foarte politizată. În plus, problema pe care au semnalat-o studiile postcoloniale la aceste pretenții de universalitate ale literaturii formulate de Goethe, sunt cumva denudate ca niște forme de fapt de ștergere a granițelor dintre culturi și a diferențelor culturale. Ori framingul de mundus este, aș spune, formularea, are poate o mai mare obiectivitate decât ar avea termenul de lume, care este de asemenea și mult mai bogat semantic și are o polisemie mult mai extinsă, aș spune, decât ar fi mondialul. În plus, și aici facem puțin și o mică reclamă, se va traduce în limba română cartea acestei discipline fondatoare din 2003 a lui David Dumnos, What is World Literature? Va fi tradusă de Anca Băicoianu, e fost redactor șef la Polirom, o traducătoare excepțională, a mai tradus de asemenea prima carte în limba engleză a lui Vladimir Nabokov, The Real Life of Sebastian Knight, tot pentru Polirom, la seria Nabokov, și am vorbit cu ea exact despre această problemă, cum traducem termenul. Anca este o traducătoare extraordinară, cuvântul ei este pentru mine finalul, și ea exact așa a spus, mi-amintesc într-o conversație, domnule, zice, cel mai puțin prost termen pe care îl avem este mondialul. Așa că, cu toate rezervele, cred că acesta rămâne un framing care este poate mai puțin subiectiv și problematic decât ar fi literatura lumii, dacă asta răspunde la prima întrebare. Și cealaltă, cred că se referea la felul în care jonglez între cele două sisteme. Eu am început să lucrez cu Institutul Harvard pentru Literatură Mondială, fondat de David Dernoch în 2011. Eu am început în 2012. 2011 a fost doar un program pilot. Ei l-au făcut atunci la Universitatea Națională din Beijing, unde a fost o colaborare cu o altă conferință unde Moian a fost invitat și tocmai ce urma să ia premiul Nobel. După aceea, în 2012, când lucrurile s-au așezat mult mai bine, în sensul că foarte multe instituții partenere din întreaga lume au dorit să facă parte din acest program, lucrurile au devenit mult mai reale, mult mai concrete. Și atunci I joined the program, m-am alăturat și eu, și din anul 2012 organizez acest institut. E un institut foarte interesant pentru că este un fel de cum se fac lucrurile din punct de vedere instituțional, pedagogic și ca practică literară, le vezi chiar acolo întâmplându-se. David Dumnos a construit acest institut tocmai pentru a aduce
forme diferite de a face literatura comparată din diverse colțuri ale lumii, pentru că noi avem un grup foarte divers de participanți an de an. Ei variază ca număr de țări din care provin între 30 și 35 de țări anual. Avem un grup care variază și el în funcție de locul în care ne întâlnim, între 120-150. Institutul a fost făcut cu adevărat să fie mondial, în sensul că David Demroș a ținut de la început să facem o mișcare tripartită între o sesiune la Harvard, unde e baza institutului, una într-o locație din Europa și una într-o locație din Asia, și am fost începând din 2012 în Istanbul, Harvard deja de 3 ori, 2013, 16 și 19. Din cauza pandemiei a trebuit să amânăm acest an și anul viitor va fi din nou la Harvard. Am mai fost apoi Hong Kong 2014, Lisabona 2015, Copenhaga 2017, Tokyo 2018 și din păcate 2 ani online, care însă cred că într-un fel au venit la momentul bun, în sensul că institutul deja avea un număr de sesiuni care îl făcuse foarte cunoscut și atunci am reușit să supraviețuim din fericire 2 ani în online. Nu a fost ideal, dar a fost, mai ales în primul an, am primit foarte multe mesaje de la cei care au participat și care ne-au spus cât de important a fost pentru ei faptul că noi am reușit să facem acest institut în ciuda tuturor intemperiilor și că, mai ales când era lockdown-ul ăla foarte dur în primul an, a spus că le-a dat impresia că totuși există o scăpare, poți un pic să te deconectezi și să ai impresia totuși că, deși stai la tine acasă în papuci, faci parte dintr-o comunitate globală. Cred că ideea de comunitate e foarte importantă și ascultându-te mi-aduceam aminte de experiențele proprii pe care le-am avut tot la Harvard lucrând pe zona de ethnic literatures. Aici mă ocup în primul rând de literatura americană, bineînțeles literatură care nu poate fi văzută în afara contextului, și mă gândeam că poate ar fi bine să vorbim puțin și despre asta, cât de important e contextul, cât de importantă e interdisciplinaritatea, pentru că sunt lucruri care nu se mai fac de mult în izolare, nu mai există acea insularitate a disciplinelor pe care o aveam mai de mult. La UVT există chiar inițiativa celor cursuri transversale care sunt deschise tuturor celor care nu sunt de specialitate, dar totuși doresc să își ia diverse surse din alte discipline și domenii decât cele studiate. Și trebuie să spun că m-am bucurat foarte mult de faptul că deja doi doctoranzi ai UVT-ului, pe care îi cunosc în mod direct, au participat la acest institut. Cât de important e să aduci oamenii împreună și să vorbești despre aceste lucruri într-un context extins, chiar mondial. Cred că, sincer, este poate cel mai important rezultat al institutului, în sensul că, sigur, putem să ne lăudăm și cu faptul că s-au fondat programe de literatură mondială de către cei care au venit la institut. Mary Christine Lepps de la York University a fondat, de exemplu, primul program de studii post-licență din Canada în literatură mondială, după ce a venit la noi la institut în 2013. Însă, cel mai important lucru rămâne de fapt această, e într-adevăr o comunitate care crește an de an. Sentimentul chiar este, e că e o familie, în sensul că cei care vin, de foarte multe ori, fie revin ei, deci am avut oameni care au venit a doua și a treia oară, sau aduc prieteni cu ei, sau spun altora despre, și cumva se face de fapt o rețea de oameni care au interese comune în ceea ce privește a gândi literatura dincolo de granițele naționale. Și mulți dintre ei, mulți dintre participanții noștri, care sunt de obicei la nivel masteral sau doctoral, sunt foarte interesați de cum pot ei să facă ceea ce scriu în acel moment, cum pot să-l facă mai accesibil și mai ales să vorbească unui public mai larg. Iar la institut, alături de aceste seminare despre care ai spus, care sunt ținute de, avem profesori extraordinari din întreaga lume, care sunt specializați pe zona de comparată, postcoloniale, translation studies avem, și sunt interesați și de felul în care literatura mondială, această ca disciplină, poate să acomodeze și să dea o altă turnură, de fapt, propriilor discipline din care ei provin. Cel mai important lucru rămân însă, dincolo de seminare, colocviile, unde sunt niște grupe de lucru pe teme
destul de largi. Literatura mondială și producția și circulația, un grup pentru traduceri și literatura mondială, un grup despre world cinema, iată, și literatura mondială. Avem și unul de premodern, acolo sunt de obicei foarte puțini cei care lucrează premodernă, dar de fiecare dată ei sunt foarte bucuroși să spună că au reușit să prezinte ceea ce ei lucrează unui public mai larg și au înțeles cum ar trebui să-și reformuleze, de la premisele teoretice până la felul în care redactează. Și aceste colocvii sunt un fel de mini-forumuri intelectuale, de fapt, unde ei au această ocazie, e unică, de fapt, să poți să vezi cum vede cineva din China, cum vede cineva din Australia, cum vede cineva din Brazilia, de exemplu, ceea ce faci tu. Și sigur că fiecare vine cu propria sa abordare dinspre zona de pedagogie care, pe care o are acasă, dinspre zona de comparată, pentru că comparata se face într-un fel în Franța, într-un fel în Brazilia, într-un fel în America. Și cumva ei rămân în contact și după institut. De multe ori ei au făcut proiecte de cercetare împreună, foștii noștri participanți, alumni, și care duc de multe ori și la colaborări pe termen foarte lung. Avem chiar recent și chiar îi invit pe cei care ne urmăresc să intre pe site-ul institutului. E ivl.fas.harvard.edu. Avem o secțiune foarte interesantă de testimoniale. Anul acesta am adunat de la cei care au dorit să participe la acest proiect povestea fiecăruia, ce l-a adus la institut, ce a primit de acolo. Și vreau să spun că este o diversitate extraordinară, pentru că avem și cadre didactice care sunt acolo. Avem un exemplu foarte interesant, Hector Hoyos, de la Universitatea Stanford, a venit prima dată în 2013 ca participant când ne-am întâlnit la Harvard și apoi a scris o carte despre Roberto Bolaño și romanul mondial și a creditat institutul pentru felul în care și-a regândit premisele teoretice, apoi a revenit ca profesor în 2019. L-am invitat să țină un seminar, iată, despre acest roman în America Latină, roman mondial, și datorită cărții lui, anul acesta am avut o participantă care este la nivel doctoral, un student în anul întâi la Universitatea din Tennessee, din Knoxville, și care a spus, am descoperit institutul prin cartea lui Hector Hoyos. Și mi s-a părut o traiectorie așa foarte interesantă, care cred că în miniatură spune povestea institutului foarte bine. Mulțumesc frumos, Delia. Mă bucur foarte mult că ai accentuat ceea ce noi știm, și anume importanța conexiunii, importanța comunicării, importanța acestui sentiment de familie pe care încercăm să îl cultivăm și la nivel academic și la nivel academic românesc și în UVT prin aceste conferințe Cultura este capitală. Știu că aceste conexiuni într-adevăr aduc oameni împreună și nu aduc doar oameni împreună, aduc ideile împreună, aduc disciplinele împreună și sper că ne conduc spre un alt tip de abordare, spre un alt tip de viziune, nu doar asupra circulației ideilor, ci și asupra felului în care aceste idei ne leagă, aceste idei ne aduc împreună pe noi, pe studenții noștri, pe colegii noștri, și sper că transatlantic chiar vom putea face o mulțime de lucruri bune împreună. Absolut, și aș dori doar să mai menționez faptul că ne-am bucurat să-i avem alături de noi, da, într-adevăr, doi participanți de la Universitatea de Vest din Timișoara anul acesta, când am reluat întâlnirile fizice și ne-am întâlnit la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz. L-am avut pe Raul Săran alături de noi și pe Snejana Ung. Snejana Ung, pentru că este și doctor în acest moment, a obținut doctoratul mai devreme în primăvară, a fost și lider de colocviu, aceste grupe mici de lucru unde participanții își împărtășesc proiectele la care lucrează. Și mi s-a părut un aspect foarte important de punctat, pentru că, într-adevăr, și comunitatea românească a început să fie foarte interesată. E vorba de comunitatea intelectuală a generației tinere, aș spune. Asta înseamnă studenții de la master, doctorat și, în unele cazuri, și cadre didactice, tot așa la început de carieră sau mid-career, să spunem. De câțiva ani a început acest interes. Am avut aproape în fiecare an măcar un român, doi. Interesant, au început întâi să vină românii care sunt pe la universități din afară. Am avut oameni din Canada, am avut oameni din Statele Unite, din Spania, de exemplu. Și în ultimii ani
au început să vină foarte mulți și din România. Iar anul acesta am avut chiar în total, cred că, 7 participanți din România. Cred că e o veste minunată pentru noi toți. Și cumva ilustrează conceptele cu care lucrăm și în zona internaționalizării. O zonă extrem de importantă, în zona în care vorbim despre education without borders, vorbim despre universities without walls. E minunat faptul că aceste lucruri se chiar întâmplă. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Le mulțumim celor care ne privesc. Scopul acestei serii de conferințe nu este doar să puncteze anul cultural care se va desfășura în Timișoara în 2023, iată, îl anticipăm, dar este și să vă aducă acești oameni deosebiți care ne vorbesc despre niște proiecte absolut minunate care pot să angreneze și comunitatea UVT după cum o fac deja. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi în această dimineață de octombrie. Mulțumim Deliei pentru energie și pentru toate informațiile prețioase pe care ni le-a dat și sperăm să ne întâlnim cu toții cu o ocazie viitoare într-un context la fel de amical.